Thank you.
făcut vis-a-vis de intervenția de la colectiv, de la nefericite evenimente care au avut loc în luna octombrie anului 2015 și care sau în care se arăta că activitățile practice, nu cele strict legate de organizare în primul rând, ci activitatea practică de la fața locului a lăsat de dorit. Vrem ca prin acest exercițiu să ne desăvârșim antrenamentul pentru a executa în condiții cât mai bune toate acțiunile pe care le avem de făcut pentru salvarea oamenilor și reducerea pagubelor, dar și pentru protecția noastră ca și indiviz. E bine de învățat din lucrurile reale care se întâmplă, dar e bine să ne pregătim, se spune, din timp de pace pentru situații de război. Iar pentru noi pacea înseamnă să nu avem evenimente, iar pacea de război este atunci când ne ducem să ne luptăm cu focul sau să salvăm persoane care se află sub dărâmături